Mamă, ce vis am avut, ce coșmar am avut, deci e imposibil. Sper că nu s-a întâmplat asta, sper că a fost doar un coșmar. Deci e bine că m-am trezit. Cum să-l omor pe Darius? E imposibil, nu, dar stai că trebuie să verific, că încă nu cred. Înainte stai să mă duc la bunica sa, să văd ce face bunica sa. Să rămână, să rămână, ce faceți, cum sunteți? Bună dimineața, știi ceva de Darius? Cum adică ce s-a întâmplat cu Darius? Bă, sper că nu s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, în vis că e groasă. Să rămână, nu știu nimic, cum adică ce s-a întâmplat. Stai să mă duc acum să verific dacă e în casă. Bă, nu spune că e adevărat ce s-a întâmplat, că nu mai. E asta deschisă la baie, la baie nu e. Și ușile astea sunt deschise? Mă, nu cred că a fi plecat, mă. Dar Darusel ești aici? Nu e Darusel aici, imposibil așa ceva. Mamă, cred că a plecat, mă. Nu, cred că a plecat, s-a lăsat eu. Mamă, deci dacă n-a fost un vis, mi se pare că am lăsat toate ușile deschise în vis. Mamă, deci aici s-a întâmplat totul. Mamă, nu, trebuie să mă duc repede acolo unde s-a angajat el. Dar nu cred că e imposibil așa ceva, trebuie să ajung aici. Cum să fie un vis? Cred că și ăsta e un vis. Da, mamă, dacă nici ăsta nu e un vis, e imposibil. Deci cred că chiar s-a întâmplat. Nu vine să cred. Cred că chiar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cred că chiar n-a fost niciun vis. Ia să vedem. Uite-l, mă, pe Darusel aici. Ia stai să intrăm la el. Păi, Darusel aici, mă, imposibil așa ceva. Darusel? Mă, stai puțin, cum a dispărut? A dispărut din fața mea? Nu. O fi pe aici, ia stai să mă uit. O fi pe aici? Nu e nicăieri. Să trăiești cumva Darusel pe aici? Bă, da, asta nu vrea să vorbească niciodată cu mine. Nu, e imposibil așa ceva. Mamă, ce s-a întâmplat cu Darusel? Ia, meniu scrie ceva, nu e același meniu. Mamă, trebuie să ajung din nou acasă să mă uit. Mamă, e incredibil. Nu, eu cred că chiar visez acum, sunt într-un coșmar. E imposibil, nu cred că e posibil așa ceva. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, e totul foarte ciudat. Trebuie să mă duc acum acasă repede să mă uit dacă e bicicleta lui acolo înăuntru. Deși dacă ar fi plecat ar trebui să nu fie, dar de ce bicicleta, sunt ambele biciclete, și a mea și a lui aici. Ori o fi venit acasă, ori nu știu ce să cred. Dar cum l-am văzut eu acolo? Dar Sel, astea rămase la fel, nu e nimic. Văd că nu mai sunt nici astea căzute pe aici, mamă. Deci, aolo, nu spune că chiar s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Nu vine să cred. Dar Sel, pe aici prin grădină nu e nimeni, nu e nimic. Mamă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să mă calmez. E totul bine. Stai să iau și un loc aici. Bun, trebuie să mă calmez. E totul bine. Ce se întâmplă acum? E un vis, sau dacă nu e un vis, dar Darusel e plecat, e plecat pe afară, s-o fi dus el să se joace, nu știu unde, o fi pe plajă, o fi el undeva. Deci habar n-am, mă duc să mă joc pe calculator și o să vină 100% Darusel. Deci, nu, trebuie să mă joc pe calculator ca să-mi revin și gata. Nu, că nu se poate așa ceva. Deja s-a lăsat și ploaia, vă, trebuie să mă pun acum să mă joc. Deci e imposibil, nu, că mă joc Minecraft și zic că totul o să fie bine. Deci totul o să fie bine, nu se întâmplă nimic. Gata, trebuie să mă liniștesc. Mamă, a tunat afară. Mă, ce s-aude? S-au ușile? Am auzit cumva ușile sau a fost doar tunet? Păi ușile parcă le-am lăsat deschise, nu le-am închis. Cred că a venit Darusel, mă, nu, cred că face mișto, dar mine asta e să mă uit aici în pod, cred că e în pod, mă. Darusel? O jucărie? Mamă, ce jucărie are Darusel? Bă, da, Darusel? Nu. Darusel? Nu înțeleg ce se întâmplă, ea ce e aici, e asta? Nu e nimic. Bă, Darusel? Mă, nu e real ce se întâmplă aici, eu nu înțeleg ce se întâmplă, nu e real, nu, trebuie să mă pun înapoi, deci, nu, am eu vedenii, am înnebunit, am vedenii, stai să închid ușile astea, am vedenii, deci eu chiar am vedenii, mă pun înapoi la calculator, nu se întâmplă absolut nimic. Mamă, deci eu nu înțeleg, cred că am înnebunit, ce se întâmplă aici, e imposibil așa ceva, eu nu pot să înțeleg. Mă, ce? Mă, ce? Nu, eu am înnebunit. Nu, e imposibil așa ceva. Nu, astea erau așa. Cum au căzut astea? Nu, e imposibil. Bă. Nu cred. Nu, te rog să fii. Nu, te rog să fii un vis. Te rog, sau am înnebunit eu. Mai bine am înnebunit decât să fie real. Nu s-a întâmplat nimic. Nu, mă pun înapoi la calculator. Nu s-a întâmplat nimic. Rafael, calmează-te. Nu s-a întâmplat. Cred că e de la furtună. Nu s-a întâmplat nimic. Mă pun înapoi. Cred că e de la furtună. Nu, tot de la fulgere a fost. Nu, asta nu mai e de la fulgere. Asta nu mai e de la fulgere. Nu, e imposibil așa ceva. Deci, nu mă duc înapoi. Nu, e imposibil, nu. Visez eu sau ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă. Nu, deci asta... cum au ajuns astea aici jos? Mă, nu înțeleg ce se întâmplă aici. De ce nu înțeleg? Dar, mă, stai. E imposibil așa ceva. Eu am vedenii. E imposibil așa ceva. E imposibil așa ceva. Nu, eu nu știu ce să mai fac. Eu nu știu ce să... Nu. E imposibil așa ceva, nu, te rog să fie un vis, Darusel, unde a dispărut? Nu, spune-mi că ești, Darusel, nu, Darusel, revino, te rog eu, revino, Darusel, nu, cred că am înnebunit, e imposibil așa ceva, Darusel, te rog, Darusel, mă auzi? Nu, n-ai nebunit, ha. Ce, Darusel? Adică ești nebun, dar de fapt eu sunt o fantomă. Ce, bă, Darusel, nu mai face mișto de mine, ce ești? De ce nu poți da în tine? De ce nu? Rafael, m-o fi omorât tu, dar eu nu o să te omor în viața ta. Ce? Nu, stai puțin, ascultă-mă, stai puțin. Deci n-a fost un vis, n-a fost un coșmar? Nu, de fapt tu m-ai omorât. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar să scut, nu. Dar eu nu sunt ca tine un monstru. Eu o să-ți fac viața un chin, o să-ți fac ca tu să te omori. Cum adică?
Stai, cum adică? Bă, Rafa, cum adică îmi faci viața un chin? Cum adică? Dar fel, nu. Iartă-mă, te rog. Iartă-mă. Ce în spate? Ce în spate? Nu, am deschis eu asta, ce să fie în spate? Dar, mă, nu, eu am nebunit. Nu e imposibil așa ceva. Unde ești, mă? Bă, dar să le. Unde ești, mă? Nu mai pune întrebări, că deja mă enervezi. Închide-ți ochii. Gata, nu mai pun întrebări, să-mi închid ochii. Nu, dar să unde ești? Arată-te, te rog eu, arată-te. Nu mă închid ochii, arată-te, te rog. Vreau să te mai arăt o singură dată. Închide-ți ochii, dacă nu te omor eu. N-am încredere. Arată-te o singură dată, mă. Ai încredere. Unde ești? Ai încredere. Ești supat, unde ești? Ai încredere. Nu mai sparge asta. Nu, lasă-mă. Darcel, te rog eu, Darcel. Închide ochii și nu o să-ți fac nimica. Arată-te, te rog, o dată. Nu, eu nu închid ochii până nu te arăți o singură dată. Arată-te, te rog eu, arată-te să te văd. Nu, unde? Darcel, arată-te. Darcel. Ok, Darcel. Acum închide ochii. Darcel, nu, spun, nu, tu faci mișto de mine, nu. Ce se cumpără? Închide ochii, că dacă nu îți închizi ochii. Bine, gata, închid ochii. Acum poți să-i deschizi. Bine, gata, ai deschid. Bă, nu! Rafaele, trezește, hai, bă, odată, mă enervezi. Ce? Darcel, ești bine, Darcel, ești bine? Bă, nu, sunt bine, bă, mi-e foame. De când te aștept? Hai, trezește. Gata, m-am trezit. Hai. Chiar a fost un vis, chiar a fost un coșmar. Mamă, ce bine, Doamne, ajută, ce bine că a fost un coșmar. Gata, vin, Darusele, ce avem de mâncare, ce avem? Mamă, deci mie nu-mi vine să cred. Avem burgeri, bune, burgeri. Să rămână, ne-a săcut de mâncare, vă mulțumim. Avem pizza, avem burgeri. Ia, dă și mie, Darusele. Deja mi-ai luat mie, mamă, hai să ne punem la masă, Darusele. Dar unde e masa, Darusele? N-avem masă, hai să ne punem. Hai. Nu, vino, hai în living, să vorbim că vreau. Dar Darusele, vreau să vorbesc ceva cu tine în timp ce mâncăm, ok? Ia, ce vrei, mă, ia, zi, ce vrei. Nia, ce place pizza, miam. Gata, Darusele, fii atent, Darusele, nu. Ai văzut cum am trezit, dacă gen m-am speriat de tine, da, și te-am întrebat dacă ești bine. Ai văzut, da? Da, bă, dar cum adică, băi? Adică vă sunt urât? Ce nu-ți place de fața mea? Bă, nu, e asta, nu e asta, Darusele, da. Bă, da, vezi că chiar sunt bun, chiar bună mâncarea. Adică eu sunt frumos? Da, Darusele, ești frumos, dar fii atent, Darusele. Mamă, vezi că e bună mâncarea, bunică, apropo, dar fii atent. Fii atent, ce vreau să zic, e ceva mai serios, Darusele, deci știi ce am visat? Ce? Am visat că te-ai angajat la vârsta asta, da? Am visat că te-ai angajat, dar ghici unde am visat că te-ai angajat? Une! Am visat că te-ai angajat fix la restaurantul ăla unde am vrut noi să mâncăm acolo de aproape de noi, la diner ăla, cum se numește. Da. Da, fix acolo, unde ai vrut tu să furi. Fix acolo am visat eu, Darusele, că te-ai angajat deja și am ajuns acolo, Darusele, și te comportai foarte ciudat, deci eu nu înțeleg. Parcă nici nu mă recunoșteai, Darusele. Păi și ce, mă, ăla-i coșmar, mă? Stai, că încă n-am apucat, Darusele, să zic tot. Deci fii atent, că nu e doar atât, Darusele, deci, mamă, nu știu cum, stai, hai să mai iau un burger, mamă, deci fii atent, Darusele, deci ești pregătit emoțional, Darusele, că nu se mai poate. Deci, bine că ești bine, Darusele. Eu am fost acolo la restaurant și mi-ai luat un meniu, te comportai foarte ciudat, de parcă nu mă cunoșteai. Acum ai înțeles, da? Gen, e foarte ciudat ce se întâmplă, da? Și după, stai să mă ridic, că nu vreau să stau jos, uite-te la mine, că vreau să zic din față, deci fii atent. Mamă, Darusele, deci fii atent, am ajuns acolo, mi-ai dat mâncarea și toate alea, eu am fugit de acolo, tu ai zis că chem cu poliția dacă nu mă întorc, eu am zis că o să vin acasă ca să iau mâncarea, să iau banii, gen, ca să plătesc mâncarea, știi, nu să iau mâncarea, să iau banii ca să plătesc mâncarea. De ce n-ai venit, bă? Chiar că e coșmar. Hai să mergem sus ca să-ți explic mai bine. Deci s-a întâmplat totul sus, dar a ajuns într-un final aici să se întâmple necazul, fix aici la intrare, Darusel. Am intrat aici sus, m-am pus aici la calculator după ce am venit și am zis că nu mai vin să plătesc. Și după tu ai venit acasă și plângeai în hohote și te-ai luat de mine aici, Darusel. Deci ai început să te iei de mine. Și după ce ai venit, am venit aici amândoi și ne-am pus să discutăm. Hai să ne punem să discutăm ca să vezi cum ne-am pus să vorbim, Darusele. Ok, deci bă, Rafale, bă, ce faci? Bine, Darusele, deci fii atent, așa am discutat, așa, toate alea, tu plângeai în hohote și mi-ai explicat toate lucrurile astea. Deci fii atent, Darusele. Ne-am pus aici și am vorbit și mi-ai spus că te-a concediat, Darusele. Mai mult de atât, Darusele. Care m-a concediat? Bă, expune-ți tu restaurantul. Bă, era într-un coșmar, era într-un vis, cum adică nu e realitate. Deci te-a concediat ăla pentru că am plecat eu și n-am mai venit cu banii, că m-ai lăsat să plec și ei au crezut, tu mi-ai zis că nu știu ce, că te-a concediat, că nu te mai bagă înapoi. Nu, Darusele, gata, iartă-mă, deci fii atent. Și după ai zis, lasă că vedem, cauți loc de muncă și ai zis că te pui la somn. Da, vino, fii atent, te-ai pus în pat, pune-te în pat, deci fii atent, te-ai pus așa în pat și te-am întrebat dacă mă ierți și ai zis da. Și după când am vrut să plec, da, ai zis 100 de lei, gen, să-ți dau 100 de lei ca să te iert. Hai, bagă banul,
Așa, și fii atent, din cauza asta ne-am certat și ne-am luat la bătaie aici. Gen, ne-am luat așa la bătaie, am dat în tine rău. Nu, stai, că nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat acolo, dar răsele, nu vreau să. După treaba asta, dar răsele, eu am zis, bă, stai că mă joc, gata, nu mai dau în tine. Și tu ai luat o treaba în serios și am mai alergat și ai vrut să mă omor. Vino, fii atent, deci ai venit aici jos, ai coborât toate scările astea și ai ajuns fix aici. Eu m-am băgat în dulap, m-am ascuns aici în dulap și tu tot mai găsit gen și ai venit aici. Gata, nu mai râde, dar răsele, că nu e drăs. Și după am ajuns aici, da? Ți-am dat un pumn și fix aici ai murit, dar răsele. Cum puteai să mor, bă, nu, și știi că asta nu e coșmarul. Gen, coșmarul de-abia de acum începe, dar răsele. Cum adică, bă, băi, coșmarul a început numai din vina ta, când m-ai dat afară de da, în fine, deci fii atent, dar răsele. După ce ai murit, erai mort și m-am întors așa, după când m-am întors înapoi, te-am văzut pentru o milisecundă, te-am văzut pe tine, dar răsele, și am zis, bă, asta cred că e fantoma ta. După, fii atent ce am făcut. M-am dus să mă culc, am zis că tot e un coșmar, bine că a fost totuși. M-am pus să mă culc aici, dar răsele, și ghișe. Dintr-o dată, ai apărut tu aici la gem, dar răsele, și genera fantoma ta. Adică așa? Da, fix așa ai apărut, bă, dar răsele, și fii atent ce s-a întâmplat după. După, dar răsele. Prenca, nu, ce? După m-am trezit, m-am dus la bunica ta. Am zis, bă, cred că a fost un coșmar ăla. Vis, coșmar, nu știu. M-am dus la bunica ta să o întreb ce faci tu. Dar răsele, și știi ce mi-a zis bunica ta? Mi-a zis că tu nu știi nimic de tine și am venit repede sus. Am zis, bă, nu se poate, cred că e real ce s-a întâmplat, e imposibil. Trebuie să-mi iau gură din burgerul ăsta că mi-e foame. Bă, dar vezi că face mâncare bună, apropo. Am ajuns aici, dar răsele, nu te-am găsit. Am fugit acolo la restaurant și la restaurant unde te-am văzut și în vis prima oară când m-am dus prima oară să comand. A doua oară în coșmar. Știi ce am văzut, dar răsele? Te-am văzut tot acolo și când am intrat în restaurant, te-am văzut după geam. Când am intrat în restaurant, gata, dar răsele a dispărut din senin așa. După aia, nu, că nu se poate, nu cred că eu am înebunit, dar răsele, deci eu cred că chiar... Bă, tu ești deja nebun. Bă, pleacă-mă de aici, ești nesimțit? Că poate vrei să nu mai fie un coșmar, dar răsele. Poate vrei să... Gata, nu, ho, să-ți explic, gata. După am venit acasă, da? Stai să mă calmez, mă pun la calculator. Au început toate astea să se miște, să mișca astea, să dădeau toate pe jos, să deschidea ușa. După am deschis ușile, erau închise ușile, le închisesei tu. Am deschis, te-am văzut pentru o milisecundă și erai dispărut. M-am dus jos la scări, tot la fel s-a întâmplat, dar răsele. Vino repede să-ți arăt. După am ajuns aici, dar răsele, te-am văzut chiar înăuntru. După te-am văzut înăuntru, iar aici, iar ai dispărut și mai, gen, ai zis că îmi faci viața un calvar, un chin, că te-am omorât eu, dar tu nu o să mă omori, doar o să faci mișto de mine tot timpul, o să mă chinui, o să-mi faci toate astea toată viața și o să-mi doresc să mor și așa. După m-ai pus să închid ochii, dar răsele, și când am închis ochii, mamă, dar răsele, deci când am închis ochii, nu, aproape m-am dus pentru că ai fost salvarea mea. Deci fii atent, stai să zic cum ai fost salvarea mea. M-a pus să-i deschid și când i-am deschis, dar răsele, am picat din cer direct pe casă. Și în momentul în care era să pic să mor, dar răsele, m-ai salvat tu. Că m-ai chemat tu acum repede să vin la masă, dar răsele. A ce mi-a și bă, te bișit? Și cam atât a fost, mai trezit acum și acum am mâncat și mersi, dar răsele, chiar ești un prieten. Deci, dar răsele, fii atent. Nu știu de tine, dar răsele, dar chiar vreau să scap de tine. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.